Vizita în Africa a președintelui României continuă cu o nouă destinație. Klaus Iohannis s-a sosit dimineață în Zanzibar, un teritoriu autonom ce aparține de Tanzania. Cuplul prezidențial a ajuns cu feribotul de la Dar es Salaam și s-a bucurat din nou de o primire cu dans și cântece specific africane. Președintele României s-a întâlnit cu liderul din Zanzibar, au avut convorbiri oficiale urmate de un dineu de la reședința de stat, unde au fost invitați și investitori din România. În discursul rostit, Klaus Iohannis a vorbit despre potențialul de cooperare în domeniul turismului și culturii și a precizat că unul dintre motivele vizitei este să încurajeze investițiile românești în Zanzibar. După dineu, Klaus și Carmen Iohannis vizitează orașul vechi Stone Town, una dintre cele mai mari atracții turistice din lume. Iar mâine, Iohannis revine în Tanzania la reședința președintei Hassan, unde se va organiza o ceremonie specială care încheie vizita de stat în această țară africană.